Iubitorii de tradiție și frumos au participat ieri în Comuna Peștișan la sărbătoarea obiceiurilor și meșteșugurilor România Autentică. A patra ediție a festivalului, inițiat încă din anul 2016, s-a desfășurat simultan atât în Peștișani, la Hobița, cât și în municipiile Iași și Brașov. Anul trecut vreau să vă spun că s-au adunat peste 55.000 de oameni îmbrăcați în ie și au venit la Hobița, și la Iași și la Brașov, pentru a o sărbători așa cum se cuvine. Desigur că nelipsiți de la acest festival sunt cei care duc mai departe tradițiile valoroase ale poporului nostru, meșteșugarii. Ei vor expune realizările și preocupările lor în cadrul atelierilor de creație destinate publicului, iar participanții se vor putea iniția așa puțin în tainele unora dintre meșteșuguri, cum e olăritul, sculptura, pentru că noi așa suntem aici în satul unde s-a născut Constantin Brâncuș. În satul Hobița din Comuna Peștișani, comuna natală a sculptorului cunoscut și apreciat la nivel mondial, manifestările au debutat la orele 12, când mai multe tarafuri și ansambluri tradiționale gorjenești și-au arătat maestria. În cadrul evenimentului au avut loc expoziții și demonstrații ale meșteșugarilor populari și nu a lipsit nici mâncarea tradițională. Pe seară, ansamblul profesionist Doina Gorjului a avut un program de zile mari cu interpreții binecunoscuți Maria Loga, Ion Drăgan, Roberta Crintea, Marian Medregoniu și Georgiana Bârsac. Invitat special al acestui eveniment a fost îndrăgita interpretă de muzică populară Sava Negrean Brudașcu, dar și cunoscutul actor Toma Cuzin. Mariuca Mihăilescu a fost și de această dată gazda festivalului România Autentică de la Hobița, unde scena a fost însuflețită de ansambluri folclor și interpreți consacrați de muzică populară. Evenimentul s-a încheiat la orele 24 cu un spectaculos foc de artificii.